Aprovizionarea cu lemne pentru foc dă bătăi de cap dâmbovițenilor din mediul rural. Sezonul rece se apropie, iar pe lângă prețul lemnelor, care este unul destul de mare, se înregistrează și o criză a materialului lemnos pentru foc. Majoritatea locuitorilor care folosesc această sursă de încălzire spun că au făcut provizii încă din vară. Însă, din cauza prețului mare, stocurile de lemne sunt cu mult sub necesar. În asemenea condiții, oamenilor nu le rămâne decât să spere că iarna care se apropie să fie una cu temperaturi ceva mai ridicate și astfel să treacă mai ușor peste sezonul rece. Ați achiziționat lemne pentru iarnă? Astea ce le vedeți de aici. Sunt foarte scumpe, nu avem de unde să luăm. Transportul e mult, lemnele sunt scumpe. Noi cu ce să luăm? Că nu avem. Mai sunt păduri în zonă? Cum vă descurcați? Nu sunt păduri aici la noi în zonă. Ce vine după drum, cu mașini de lemne și da, sunt scumpe. Vă descurcați greu? Foarte greu. Ce veți face când vine frigul acum? Ce să facem? Căutăm surcele, căutăm ce găsim și noi, ca să băgăm pe foc. Sunt scumpe lemnele aici în zonă? Foarte scumpe. E 15 milioane o camionetă din aia mic. Noi n-avem bani așa ceva. Văd că v-ați pregătit cu lemne pentru iarnă. Cum ați reușit să le? De unde le-ați luat? Cum le-ați procurat? După drum de la mașini, dar astea sunt mai ieftine față de chituci normal de lemn de fac, de astea sunt deșeuri de la ce rămâne din făcut cheresteala și sunt mai ieftine și oricum este 1200-1300 pachetul. Mașina de fac e undeva 17-18, hai cu 1700-1800. Ce sunt? Sunt scumpe lemnele aici în zonă. Sunt foarte scumpe. Nu avem pădure aici la noi. Gaze nu avem de nicio culoare. Na, ce să mai zicem? Ajung pentru toată iarna? Nu cred, nu. Mai trebuie să mai am undeva la două pachete. N-ajung pentru toată iarna. Trei focuri. Nu ajung pentru toată iarna. Mai avem și alături tot așa ce am mai putut aduce la muncă. E greu. Prețurile cum au fost la lemne anul ăsta? Scumpe, foarte scumpe. Foarte scumpe față de anii trecuți. Dar nu prea să mai găsesc, nu prea mai trece lumea cu lemne. Am făcut împrumut la ceareul la bătrân și am luat lemne. Sunt scumpe? Păi destul de scumpe. Aveți pentru toată iarna? Nu. Am dat 25 de milioane, dar nu mi-ajunge. Sunt mai scumpe decât în anii trecuți? Automat. Ca toate alea. Ca toate ce... Tot ce... Pe ce dăm bani, toate sunt scumpe. Ați luat lemne? E, am luat. Așa, mă duc cu cârca, mă aduc. După coaia, după cole. Cum au fost prețurile la lemne anul ăsta? Scumpe pată de anul trecut. N-avem ce face, asta e. Carne e scumpă, pâine e scumpă, toate sunt scumpe, scumpe. N-avem ce face. Trebuie să strângem acolo, să dăm. Câte focuri face? 4. Și vă ajung lemnele pe care le aveți? Nu. Trebuie să se mai... Mă aduc să mai cumpăr, că n-am, pentru că sunt 4 focuri, la baie, pe acolo, nu pot să stai pără foc.